Bună seara, doamnelor și domnilor, bun găsit la această ultimă ediție a emisiunii Poliopol Show, înainte de Crăciun. Pentru astăzi lucrurile sunt mult mai dificile pentru mine, pentru că toată lumea se pregătește să taie porcul sau a tăia porcul și vrea să-l mănânce mâine seară când e ajunul Crăciunului. În schimb, pe scena politică românească, în ultima săptămână, am asistat la niște răsturnări de situații foarte interesante. După ce Victor Ponta a făcut pasul înapoi și a spus că accizarea carburanților în România se amână pentru 3 luni, Traian Băsescu foarte rapid a promulgat legea bugetului, salvând într-un fel guvernul pe parlamentar de situația neplăcută de a veni pe 30 decembrie la lucru pentru o eventuală revotare a acestui buget, care buget nu prea spune foarte multe, este un buget de austeritate, lucrurile stau foarte prost în România, ba cu colectarea, ba cu baza de colectare, ba cu nu știu ce, ba cu evaziunea fiscală, ba cu foarte multe lucruri cu care deja ne-am obișnuit. Ministrul Culturii a fost înlocuit, Traian Băsescu a semnat nominalizarea, numirea în funcția de Ministru al Culturii al propunerii venite din partea PNL-ului, Gigel și nu mai știu cum. Deci la cultură, în România, acum se află un Gigel sau Georgel sau nu știu cum. Eu nu contez valorile culturale pe care le reprezintă domnul Gigel, dar în România de 24 de ani doar astfel de personaje ajung în fruntea guvernului sau în fruntea, știu eu, a ministerelor și atunci ne mai mirăm de ce după 24 de ani toată lumea spune că România este aici așa cum este, datorită lipsei de cultură, datorită lipsei de educație, datorită inversării, scării valorilor în țărișoara noastră scumpă și dragă. Deci domnul Gigel, ministru al culturii, a început mandatul nu tocmai sub, știu eu, auspicii favorabile, pentru că a fost foarte mare scandal chiar la începutul activității sale, atunci când au vrut să comaseze, știu eu, Muzeul Satului cu Muzeul Antipa sau ceva de genul acesta, nici nu mai știu exact, dar iată, un început de mandat cu scandal. Ieri, doamnelor și domnilor, am asistat la o știre sau am aflat o veste halucinantă pentru mine și mă refer aici la celebra de acum europarlamentar EBA, fata cea mică a președintelui constituțional al României în opinia Curții Constituționale și nu a celor 7,4 milioane de alegători, care spune că are peste 1000 și ceva de lor de poziții în Parlamentul European. Majoritatea dintre ele, știți cum s-au soldat, sunt demne de Urzica, de, știu eu, Academia Cațavencu, sunt în orice caz niște lor de poziții ilare. Foarte mare părere de rău, constat că astfel de personaje ne reprezintă în Europa și de foarte multe ori domnișoara EBA, actuala doamnă EBA, s-a făcut de toată mândra minune acolo în Parlamentul European și cred că această postare și această activitate intensă pe care dânsa o postează, trimite și un link de confirmare a acestei poziții, a poziția 23 sau habar n-am ce poziție are acolo, ca și activitate de europarlamentar, vine pe fondul, știu eu, unei pregătiri a dânsei pentru a candida pentru un nou mandat, să reprezinte pe români într-un nou Parlament European după alegerile din primăvară pentru Parlamentul European. Eu stau și mă gândesc așa că a fost foarte mare păcat că a prins și acest prim mandat, mai ales că pentru al doilea mandat nu mai poate ajuta tatăl dânsei, celebru Băsescu Traian, pentru că noi așa au trecut ani și acum nu mai poate merge pe la pedeliș să le dea directiva sau ordinul de zi pe unitate și să le spună pentru EBA fiecare circumscripție electorală va trebui să adune cel puțin nu știu câte voturi, astfel încât EBA de pe poziția de independență poate să acceadă în Parlamentul European. Alte lucruri foarte interesante s-au întâmplat la sfârșitul acestei săptămâni. Ieri, bineînțeles, după ce, așa după cum am spus, Victor Ponta a dat o fugă pe la Sebeș pe acolo să taie panglica aia care e mai lungă decât autostrada
Sebeș Deva, astăzi sau ieri, mai bine zis, s-a întâmplat așa un fel de carambol din acela văzut doar pe autostrăzile din Statele Unite, când peste 40 de mașini au fost implicate acolo. Foarte rapid așa, presa ne anunță că încep să cadă primele capete de la CNADR. Conducerea Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale a României a dispus începerea imediată a cercetării disciplinare a celor care s-ar face responsabili pentru accidentul în lanț. Merge mai greu netul ăsta, dar imediat vă povestesc cum e, că site-ul ăsta băsiți, care se numește Ziare.com, vorbim cu materialul clientului, așa, are o grămadă de cochiuri, așa, o grămadă de ferestre care se deschid până să ajungi la știre. Așa, pentru accidentul în lanț de pe A1 pe sensul Sebeș-Cutna de duminică dimineață. 40 de mașini au fost avariate în accidentul în lanț care a avut loc pe segmentul de autostradă abia inaugurat de autorități pe 19 decembrie. Conducerea generală a CNADR a dispus și suspendarea din funcția lui Malaș Robert, șeful Centrului de Întreținere și Coordonare Pianul, până la finalizarea anchetei. CNADR, nu știu ce, cu tare, deci haide să vă povestesc. Este o autostradă așa cam de vreo 40 de kilometri, inaugurată cu mare fast. Eu sâmbătă dimineață am fost pentru prima dată pe ea. Nu e nicio mare vrăjeală, nu e nicio mare șmecherie acolo. În schimb, oamenii din Sebeș s-au bucurat foarte mult, au făcut și zilele Sebeșului, au băut beri, au mâncat mici, au sărbătorit așa cum trec fastul, pentru că Sebeșul nu mai este trecut sau traversat de către acele camioane foarte grele care de dimineață până noaptea târziu traversau în coloană tot orașul Sebeș. Iată, un lucru bun pentru locuitorii din Sebeș, dar nu cred că o astfel de, știu eu, întâmplare din viața lor merita să coincidă cu focuri de artificii, cu foarte mare paranghilie pe care au organizat autoritățile locale și, bineînțeles, nici premierul Victor Ponta n-a ratat ocazia să taie acea foarte lungă panglică, cum spuneam mai înainte, mai lungă decât autostrada. Ce ar mai fi de spus, doamnelor și domnilor, anul 2013 a fost un an negru, săptămâna pe care am încheiat-o tocmai a coincis cu decesul celebrului comic Nae Răzărescu, a fost înmormântare, unele site-uri, deci e plin internetul de tot felul de site-uri în acestea, care mai de care mai curioase, să spun așa, îi reproșau unui jurnalist că filma mormântarea lui Nae Răzărescu de la Focșani și eu am pierdut joi un foarte bun prieten, a murit avocatul Tibi Covaș, cel pe care dumneavoastră poate că îl cunoașteți. N-am reușit să, așa la mare repezeală, să găsesc un ultim interviu pe care mi l-a acordat și care se referea la starea actuală a justiției. Era un foarte aspru critic al situației din justiția românească și a făcut un infarct și a murit și mâine la ora 13 sau astăzi la ora 13 a fost înmormântarea, de fapt, a lui Tibi Covaci în Cluj. Pentru asta seară, domnilor și domnilor, asta și m-am uit așa, domnule, ce ar trebui să fac eu? Să facem un bilanț al unui an și ceva de la guvernarea uselistă, care se ceartă din ce în ce mai des și tot mai multe voci spun că această alianță nu se va menține până la alegerile europarlamentare. Alții spun că lucrurile s-au mai liniștit, nu-i așa? Stelian Tănase, cel care era un foarte înfocat apărător al băsismului din România, subit așa și dintr-o dată s-a făcut foarte drag peneliștilor care l-au propus pentru șefia TVR-ului și, iată, după primul vot negativ care l-a respins pe Rareș Bogdan pentru funcția de președinte director general interimar la TVR, avem și un președinte director general interimar al TVR-ului, care în persoana domnului Stelian Tănase. Stelian Tănase o fi fost el bun pe vremea comunismului, atunci când era adăpostul căldut, să spunem așa, de la München, al postului de Radio Europa Liberă, critica
regimul comunist, după aceea s-a întors în țară și l-am văzut analist, comentator la Realitatea TV și foarte multe dintre prestațiile sale veneau să sprijine într-un fel noțiunea de băsism în România. Ceea ce, nu știu, o fi bine, o fi rău, Traian Băsescu mai are 11 luni de mandat, nu știu ce va face, ce nu va face. Poate că într-o vreme așa voi trăi și eu să-l văd pe Traian Băsescu răspunzând pentru foarte multe dosare care sunt, bineînțeles, suspendate datorită imunității de care se bucură el. Mă gândesc aici la dosarul Flota, casa din Mihăileanu, iată acum terenurile pe care prin intermediul fetei celei mari le-a achiziționat pe acolo pe la Nana și multe alte lucruri de genul acesta. M-am gândit să facem un bilanț cu privire la cum am trăit noi, cum au trăit românii, în contrast și în opoziție cu politicienii, cu deputații, cu parlamentarii, cu senatorii, cu, știu eu, foarte multe personaje din astea foarte importante, cocoțate pe funcții publice. Mă gândeam să stau de vorbă, să ne gândim, să vorbim și despre domnul președinte al Consiliului Județean al județului Hunedoara, domnul Moloț, care a inaugurat o șosea prin pădurime pe acolo, care duce nicăieri, nu face legătura cu nimic, se termină brusc așa și dintr-o dată într-o pădure. Mă gândeam să vorbim și despre faptul că în fiecare zi din pădurile din Valea Jiului pleacă cel puțin 20 de tiruri către fabrica aia de prelucrare a lemnului de la Sebeș și nu știu câte dintre ele sunt cu acte în regulă, care sunt, să zicem, oficial tăiate din pădurile din Valea Jiului și câte sunt neoficial și care se duc acolo fără niciun fel de noimă, pentru că, în primul rând, este evaziune fiscală, în al doilea rând, aceste despăduriri din pădurile din România au strânit atenția și celor de la Google și, mai mult de atât, încerc să spun în seara aceasta, poate poliția își face datoria, habar n-am, nu știu ce să spun, dar în marea lor majoritate, cele 20 de trenuri, de autotrenuri din acestea cu lemn, de-aia din Valea Jiului, pleacă spre Sebeș noaptea, doamnelor și domnilor, după ora 22 și 30 de minute. Acum că s-a făcut și autostrada Sebeș-Deva, nu mai au absolut nicio problemă, nu-i mai prinde nimeni, nu-i mai controlează nimeni. Într-o singură noapte din anul acesta, pe la Merișor, așa am văzut un camion din acesta plin cu lemne tras pe dreapta de către un echipaj de poliție și și eu m-am oprit acolo și am și râs cu oamenii aceia și, domnule, ce faceți, îi controlați de acte? Iar polițaiul respectiv mi-a făcut așa un semn foarte energic, circulați, circulați, nu blocați circulația aici, pentru că era într-un fel de curbă acolo și lucrurile riscau să degenereze, pentru că nu e așa, este un eveniment epocal. Să găsesc un tir plin de lemne oprit de către poliția română. Domnilor și domnilor, această seară vom vorbi despre problemele pe care le are domnul Dorel Muntean, Moldovan. Muntean, scuzați-mă. Bună seara, domnule Muntean. Bună seara dumneavoastră, domnul Poliopol, și vă doresc ca nașterea Domnului Iisus Hristos, multă sănătate a dumneavoastră și clar întreaga familia dumneavoastră. În ultimul rând vreau să doresc multă sănătate domnului primar Ilie Păducel și vicelui, de asemenea, de la Petrila, care m-au sprijinit după cum au putut dânsi Jurca Vasile și domnul primar Ilie Păducel. Am fost angajat pe data de 22. Stați așa un pic, să luăm încet, că avem timp. Deci, eu vă mulțumesc frumos că ați venit în această zi, înainte de ajunul Crăciunului, și eu vă urez multă sănătate și sărbători fericite și dumneavoastră și tuturor telespectatorilor noștri. Lucru pe care, de fapt, îl vom face la finalul discuției, atunci când încheiem emisiunea, dar eu aș vrea să vă întreb așa pe dumneavoastră, să ne spuneți, pentru ca să afle toată lumea, să știe toată lumea care e situația, câți ani aveți, ce ați făcut, unde ați lucrat, deci, cum vă numiți, care sunt copiii, deci un fel de... Deci vreau să vă spun, da, mă numesc Muntean Dorel, deci fac 52 de ani acum, pe data de 28 decembrie. Am lucrat la mine, la Blonia, 18,
18 ani, din care am fost la Cătuș. Prima dată am trecut la brigadă, unde am fost o notă de jos, ca vagonetar, ajutor miner, miner șef de schimb, artificer, șef de brigadă, deci am trecut prin mai multe. Când m-am disponibilizat în 97, am fost șef de brigadă. Așa, și de ce v-ați disponibilizat? Deci, la o prostie, ni s-a strigat atunci pe holurile mine, era domnul Bălănescu, director, domnul Cazacu, care e decedat acum, și liderul de sindicat Horia Marian, care striga, bă, dacă nu luați bani acum, mai târziu plecați așa, fără șomaș, fără nimic, așa. Adică un fel de manipulare, așa, da, un fel da, de... nu se dădea materiale, nu nimic, așa, am plecat. Știți ce vreau să vă rog să-mi spuneți și mie? E foarte interesant ce îmi spuneți, pentru că de foarte multe ori eu de aici, de la acest microfon, am spus că starea mineritului din Valea Jiului s-a dorit să fie așa și foarte mulți au cooperat, au colaborat cu această dorință și au făcut pe oameni ca să, știu eu, să fie manipulat, să fie, să creadă niște sloganuri. Dumneavoastră v-ați disponibilizat. Da. Ați luat o anumită sumă de bani, da? Da. Bun. Dar odată cu disponibilizarea, n-a venit și pensionarea dumneavoastră? Nu. Deci v-ați disponibilizat, ați luat banii și la revedere. Deci am lăsat acasă contractul, am uitat. Nu are contează. Protocolul încheiat între domnul Condescu, Bogdan Hosu și... Și Costa, alții mulți. Și Makarovski, între care a fost, că el și a fost de acord să-l aresteze pe domnul Miron Cozma, la care port o stimă și un respect, că a fost un lider foarte bun. Într-adevăr, poate, da, ca în funcție mai făcut, probabil și greșel, nu spun că nu, dar pentru mineri a fost fair play, deci salariile s-au dat la timp, contractul 97-98 a fost negociat tot de el, numai nu a fost de acord cu disponibilizările în masă. Și l-au legat. L-au chemat la București, așa l-au arestat. L-au chemat la București, la prima dată când l-au arestat. Nu, la București a fost. Prima dată? Da. La București a fost chemat acolo să semneze ceva acte și atunci l-au arestat. Prima dată. Așa. La care a rămas domnul Makarovski ca președinte în locul dânsului și el a fost arestat. Ce mai știți de domnul Makarovski? Am înțeles că după ce a semnat acel celebru protocol privind disponibilizarea... A fost ceva ministru secretar de stat. Ce... Nu mai știu nimic acum de dânsul. Cum așa, mai țin legătura la câți bani ați luat atunci? Când a fost exact anul disponibilizării? Deci în 97, pe data de 3 octombrie, în 97, am luat 21 de milioane. Câți ani ați avut atunci? Dacă acum aveți 51... Nu, 37, 38, cam așa. Erați tânăr? Da, eram tânăr într-adevăr, dar ni s-au promis, deci cum au promis atunci guvernanții, că să creăm loc la tineret, că... Pe la 37 de ani erați bătrân, deja erați considerat uzat? Deci, sau? Nu eram, dar așa ni s-a spus, că să facem loc, că găurile negre, așa, să creăm locuri de muncă la tineret. Și având 18 ani, cum ne-au promis că grupa, deci plățile compensatorii vor intra grupa întâia, șomajul la fel, m-am gândit, am considerat, bă, ce am eu și... Mai găsesc eu de lucru și pe altundeva, dar... După ce v-ați disponibilizat, unde ați mai lucrat? Deci, am lucrat la Sece Cosmin, ca zidar. După ce am fost plecat prin Ungaria, la Tola Mina, unde s-a închis mina, am prins la domnul Lisca, la... Am lucrat în Ungaria, la Lencea Banea, un an de zile, că s-a închis mina acolo și a trebuit să... Ce mină era acolo? Mină de cărbune, tot. Tot mină de cărbune? Da. Și și acolo se închideau minele așa sau... Ei, s-au închis mina, deci mă hotărât de acolo, nu știu, că erau privatizate, nu ca la noi, aici. Eram 400 de angajați și în tot personalul TESA erau 10 minși, personal TESA, la 400 de angajați, nu ca la noi aici. Aici la noi cât era? La 400 erau 20 sau 50 cam, sau 100 sau câți? Cam 13 birocrați pe... cap de muncitor. Deci un muncitor ținea 13 birocrați. Da. Bun, ați lucrat la închideri de mine, după aceea?
Am fost în Ungaria, după Ungaria am venit aici, m-am angajat la Secea Pasco, Măneciu, regularizări râu și maluri. De la Brăscola, Cimpa, până la Consiliu, mai jos de Consiliu. Și ce făceați, apropo de regularizările astea? Deci, se confecționau ceva gavioane de 2 metri lungime pe 1,20 m înălțime, cu plase și colectam piatră de pe albia râului și băgam pentru consolidarea malurilor, să nu le iei apa. Cât ați lucrat sunt. La... Deci am lucrat 6 luni acolo. 6 luni, doar 6 luni. După aceea? După aceea am lucrat la Astaldi, SPA, ca zidar. Am fost șef de echipă acolo, la, pe fabricatele de beton, ce se executa acolo timp de 2 ani, eu am răspuns de ele. Tot ce se făcea, dale pentru poduri. Adică, dumneavoastră, spuneți cu alte cuvinte, ați lucrat la drumul Petroșani-Simeria? Până la Hațeg ați avut. La Hațeg am avut noi. Și deci, s-a terminat lucrarea, s-a tăiat și acolo pancrita. S-a terminat lucrarea, după aceea mi-au spus că să plecăm, că nu mai e. O veni Romstrade, altă firmă, am lucrat acolo, tot șef de echipă, am fost la lucrători în drumuri, cu casete, burdujiri, acostamente. Romstrade, asta e celebra firmă celebru Nelu Iordache, care e închis. Nelu Iordache, da, care a fost arestat. Ați văzut vreodată? Aveai să stai de vorbă cu dumneavoastră? Nu, l-am văzut pe dânsul, mama dânsului a fost aici și alții. El avea probleme cu elicopterele, cu alte lucruri, nu? Nu l-am văzut, de câte ori nu l-am văzut, dar Nica și alții care era pe lângă, apropiați de-a lui. Așa, bun. La care am fost trimis în șomaj, anul trecut am fost în șomaj, anul ăsta, prin toate demersurile domnului primar, am lucrat la masa Andigela după Paști, respectiv din 15 mai până la 1 octombrie, la care ne-o trimesc că nu mai au fonduri și nu mai au buget. La masa Andigela asta ce firme? Cu ce s-o la domnul Suciu și domnul Mare și aici am lucrat la renovarea spitalului, policlinica asta. Dar firma asta am înțeles că s-a desprins din fosta întreprindere fostul de construcții, s-au privatizat băieții. Trustul de construcții Hunedoara, după au trecut Compet și la urmă... Și s-au privatizat așa, băieți. Da. Și bineînțeles că... La care am fost trimis acasă, ne-am avut... Și ce ați lucrat aici la... Ca zidar. Bun, dar firma asta ce făcea la spital? Ce... Renovare, e zidărie, tencuială, zidărie... Pe din afară, pe dinăuntru? Și, pe din... și interior și exterior, tot. E, foarte interesant cum a prins firma asta lucrarea respectivă, dar cercetăm după 1 ianuarie. Mm. Bun, deci, și după ce s-a terminat lucrarea de la spital? Mi-au spus, de la 1 octombrie ne-au trimis acasă. M-am dus la domnul primar și l-am întrebat ce fac. Am copii în întreținere, una alta, și mi-au spus, uite, te duci la firma asta și te angajez. M-am dus la domnul director, era un domn Robu. M-am dus, după care domnul Voinea, care era inspector pe firmă. Cu... Stați să facem o paranteză și vă rog să-mi spuneți copiii. Deci am doi copii, da? Doi copii, da, care mai am în întreținere, că restul sunt mai mari și aia nu mai am probleme. Și câți copii aveți în total? 6 de toți. Și ceilalți 4 unde sunt? Îți plecați pe dincolo. Îți plecați afară? Da. De ce? Păi din cauza lipsurilor, că aici nu se găsesc locuri de muncă, nu nimic, nu au ce face decât să... Și copiii pe care mai aveți acasă, câți ani au? Pe unul are 16 ani, martie face, pe 3 martie face 17 ani și am unul de 10 ani face în aprilie. 10 ani, să vă trăiască și... Mulțumesc. Merg la școală, v-ați sacrificat, ați... Da, am încercat din toate răsputerile, cum am putut să-i... Am intervenit, prin intervenția domnului primar, am început aici pe 22 la Pantera Guard. Deci am vreau să le face, la firmă de pază, da? O firmă, da, de o firmă de pază la minele neviabile, că la minele viabile e altă firmă.
Deci firma asta de pază face serviciu Pantera de pază? Pantera Gordii face pază la minele Nevia. La societatea de închideri de mine, cu alte cuvinte. Are contract cu societatea de închideri de mine. De când are? Știți cumva? Eu știu că ori început din 27 septembrie, a 9. Anul ăsta? Da. Și știți cumva cine a fost înainte? Deci a fost Axis. S-a făcut licitația? Axis-ul. Axis-ul. Da. Axis-ul ăștia sunt firma lui băiatului Rudeanu sau... Da, da, da. Dar e bine să ai o firmă de asta, nu, domnul Dovel? Și am înțeles că ar fi câștigat procesul pe rol, că au avut la Curtea de Apel la Alba Iulia, așa am înțeles că au câștigat procesul, recursul care l-au avut. De care vorbiți dumneavoastră. Axis-ul, da. Axis-ul? Axis-ul. A câștigat procesul? Da. Pe cum? Stați că n-am înțeles. Bine, au fost dați afară că au pierdut procesul. Așa. Nu știu ce li s-au spus că nu au și au fost dați afară și au venit și au licitat și au luat ăștia, Pantera lui. Așa. Deci... Știți cumva ce culoare politică au băieții ăștia de la Pantera Gord? Nu știu. Cine i-a susținut? Cine-s prietenii lor? Într-un ziar, am văzut acum, nu știu cât e ziar real, am înțeles că în spatele lui toată musteria asta ar fi domnul Liviu Dragnea, vicepremierul și un apropiat al domnului Ponta Victor, al domnului prim-ministru. Deci în spatele acestei firme s-a întâmplat să fie... vehiculează, nu știu, dar am văzut într-un ziare, tot de aici, mass media. Deci, Așa. Și când ați fost angajat la firma asta? Pe 22.10 am început primul post. Așa, spuneți mai departe. Deci am început primul post, am intrat în tură dimineață, deci m-au repartizat unde am avut, neavând probleme, deci în post. N-am avut nimic, contractul colectiv aici, am fost angajat pe durată nedeterminată, deci nu pe determinată. Neavând probleme, prima dată i-au dat afară, nu știu ce învârtel s-au făcut, pe domnul Robul l-au dat afară, a mai fost un alt director, până a rămas Voinea. Radu Voinea, director. Și eu venit prima dată cu ceva decizii, dar semnate, neștampilate, că să ne dăm noi demisia în bloc toți. Îl pune el data și asta. Dar pentru ce? Nu v-a motivat? Nu a motivat nimic. Au venit șefii de tură cu ele și eu i-am spus... Dumneavoastră, unde făceați pază? Care era punctul dumneavoastră și obiectivul pe care... Deci la... Postul 7 la furnicular, cel mai periculos post, era chiar în graniță cu bosnieci de acolo, din Fierul și din Bosnia. Dar n-am avut... Bosnia ce fac? Furau funiculare sau ce făceau? Păi dacă nu era atent, putea să ție cupe sau să stai... Fierul firele de... cu fierul vechi. Da. Deci n-am avut prejudicii, nu mi s-a furat nimica, nu m-a găsit dormind în post, nu nimic, la care pe 29... noiembrie am fost sunat că să nu mai vin la întreprindere, că nu mă mai primește și să mă duc să predau echipamentul. Deci m-a sunat șeful de tură, Dodi Vitez. M-a sunat la tură. Și nu v-a spus, domnule, de ce să nu mai vin? M-a spus că așa au venit ordi. Bun, și acum, în locul dumneavoastră, cine păzește funicularul? Știți cumva? O făcut ceva angajat. Eu forțat pe băieți de-au făcut, în care au făcut 24 de ore, cu 24, fără libere. Da, bun, dar n-am înțeles de ce v-a dat pe dumneavoastră afară și a angajat pe altul în locul dumneavoastră. Cu ce ați deranjat? Acum a angajat, nu. Încă nu a fost angajat. S-au făcut ei, i-au pus... Sau îi ține i-au pus, de o lună, făcut, două, pus, i-au făcut, de probă? Nu de probă, i-au pus să facă posturi, mere și verificați cărțile, s-au sunat pe șeful de obiectiv care a fost, care a plecat, acum e Stoica Cosmin care și-a dat demisia. Prima dată l-o dat și pe el afară atunci cu mine odată și la care, prin presiuni, l-o luat înapoi. În timp și acum s-o dat demisia singur, de bunăvoie, am înțeles. Eu am un articol aici publicat de Gazeta de dimineață, foarte interesant așa, și despre vreun prejudiciu creat la mina Petrila nu se vorbește absolut nimic, dimpotrivă, se vorbește despre un presupus prejudiciu de vreo 60.000 de lei care s-ar fi petrecut în incinta minei Paroșeni. La Paroșeni, probabil, acolo am înțeles că au fost multe
abateri, nereguli, după câte am înțeles. Nu știu, noi n-am fost acolo, dar ce am auzit de la Radu Voinea, care e director, am auzit că s-ar fi furat un transformator de 6.000 de kilovolți, cablurile de pe acolo i-au găsit dormind în posturi, aia nu știu, că îți dați mulți afară, dar aș vrea să mi se dea numărul de telefon, că chiar dacă nu mi se dă bani acum, după aia o să iau eu de la Radu Voinea toți banii. Bine, haideți să facem o pauză de publicitate și revenim după publicitate cu toate detaliile acestui caz, pentru că mie nu mi se pare normal că acum, în ajun de Crăciun, sau în o zi înainte de ajunul Crăciunului, dumneavoastră să fiți într-o situație disperată, zic eu, sau nu zic bine, da. Când practic nu aveți ce pune pe masă la copii și sunt foarte multe familii aflate în această situație în Valea Jiului. Vă arăt cum am trimis la prim-ministru, nu, la președinte și la doamna ministru. Bun. La ITM-ul am... Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, Capital TV a făcut o acțiune foarte interesantă, s-au împărțit cadouri pentru copiii nevoiași și sperăm că am putut și noi, cei de la Capital TV, să aducem prin această acțiune un pic de bucurie în casa celor care au nevoie. Publicitate. Vrei să mănânci sănătos și gustos? La noi găsești pâine mereu proaspătă și pe gustul tău. De acum, două noi sortimente din ingrediente 100% naturale. Pâine hodinită și pâine din grâu întreg, pentru tine și familia ta. Armicar, o brutărie cu tradiție în toate orașele Văii Jiului. S-a deschis primul salon de remodelare corporală de 5 stele din Valea Jiului la cele mai accesibile prețuri. Electrostimulare. Împachetări anticelulită cu ciocolată. Ultrasunet corporal și facial. Dar și un bronz cu aspect natural la solar. Toate pentru tine și frumusețea ta. Cadouri surpriză la abonamente. Programări se pot face la numerele de telefon 0354 105 558 sau 0763 801 507. Ne găsiți în Petroșani, lângă magazinul Outlet. Salon Siluet îți redefinește silueta. Să se facă lumină. Să se facă. Dar cum? Simplu, prin cel mai nou magazin de electrice din Valea Jiului. Dar unde? La fel de simplu, în zona pieței agroalimentare din Petroșani, lângă farmacia de la piață. Magazinul Eco Electrice vă așteaptă cu produse electrice și de iluminat cu LED-uri. Produse ecologice de eficiență energetică superioară. Noua colecție de aplice se poate achiziționa în limita stocului disponibil. Ecoelectrice. Dă lumină casei tale. Feric. Captivant. Strălucitor. Îți încântă privirea și pune în valoare cele mai importante obiective arhitecturale din România. Electromax. We are just making lighting right. Electroutil Alicer organizează selecție de personal pentru ocuparea următoarelor posturi. Inginer electromecanic, 3 posturi, electrician, 5 posturi, sudor, 5 posturi. Persoanele interesate pot depune CV la sediul societății din Alinoasa, stația Iscroni, începând cu data de 6 ianuarie 2014 până la data de 24 ianuarie 2014. Casa de Amanet Petroșan SRL este deschisă non-stop doar pentru tine.
Ai nevoie de bani? Cauți o soluție sigură și rapidă? Vino la noi și ai să găsești cele mai mici comisioane, cel mai rapid și sigur mod de a obține banii necesari pentru nevoile tale. Ne găsești în Petroșani, oricând, 7 zile din 7, 24 de ore din 24, în centrul civic, în zona hotelului Onyx. Casa de amanet Petroșani SRL, soluția ta financiară. Nou, de acum puteți amaneta și autoturisme. Pentru că iarna se anunță a fi una grea, iar confortul tău termic cu siguranță este o prioritate, nu mai sta pe gânduri și apelează la Centroterm. În mai puțin de 48 de ore îți garantăm că vei fi beneficiarul unui sistem de încălzire centralizată, fără ca tu să depui vreun efort. Apelează la un reprezentant Centroterm folosind numărul de telefon 0727 881 655, iar tehnicianul nostru se va deplasa la domiciliul tău pentru a stabili ce sistem de încălzire centralizată te avantajează. Centroterm execută instalare și vânzare centrale termice, instalații de gaz, autorizări șcir și servis. Centroterm, mai simplu nu se poate, mai ieftin nu există. În căutarea ofertelor tari pentru 2014, Happy Shore are deja oferta de Antalya. Early booking, de acum în agenția ta de turism Happy Tour. Alege pachetele de 7 nopți cu charter și all-inclusive, începând cu 23 mai 2014. Hotel Blau Himmel de 4 stele, doar 773 de euro. Galaxy Beach de 4 stele, 820 de euro. Grand Viking de 4 stele, 888 de euro. Antic Roman Palace de 4 stele, cu doar 950 de euro. Hotel Sea Life de 5 stele, doar 977 de euro. Sau 7 nopți cu charter și ultra all-inclusive, începând cu 23 mai 2014. La Hotel La Merart de 5 stele cu doar 1067 de euro și Daima Resort de 5 stele cu doar 1072 de euro. Prețurile sunt pentru două persoane. Pentru detalii despre Early Booking Antalya, vino la Happy Tour, agenția ta de turism, în Petroșan, Bulevardul 1 decembrie 1918, numărul 108. Oferte last minute pe Facebook la happytour.petroșani. Casa Amicii din Uricani te așteaptă zilnic cu cel mai bun și mai accesibil meniu din zona noastră la prețul de numai 10 lei. Cu o largă diversitate de specialități culinare și o muzică potrivită ambientului, te așteptăm cu drag în casa noastră, Casa Amicii. Vrem să fim cea mai bună gazdă pentru tine, organizând mese festive pentru nunți, botezuri, zile onomastice și alte evenimente importante din viața ta. Prospețimea și tradiția se regăsesc în preparatele noastre, așa că îți recomandăm cu căldură păstrăvul în cetină de brad. Ne găsești în Urican pe Alea Teilor, Vila D. Pentru rezervări și informații ne puteți contacta la unul dintre numerele de telefon 0254 511 268 sau 0720 652 494. Casa Amicii, casa noastră este și a ta! Înființată de mai bine de 60 de ani, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila și-a demonstrat de-a lungul timpului susținerea față de membrii săi, fiindu-le aproape ori de câte ori a fost nevoie. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila te invită să te alături membrilor existenți. Orice membru al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila beneficiază de ajutoare nerambursabile pentru intervenții chirurgicale, proteze dentare și auditive, dar nu în ultimul rând compensează bilete de tratament la băi în cuantumul de 100 de lei. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila oferă un stimulent de 200 de lei celor care împlinesc 50 de ani de căsnicie.
Casa de ajutor reciproc Petrila a pensionarilor, mereu aproape de tine. De acum la Happy Tour ai la dispoziție nenumărate variante de transport. Bilete de avion la prețuri de excepție. Zboară rapid și sigur cu Wizz Air, Blue Air sau cu orice altă companie ce operează în România. Nou la Happy Tour. De acum îți punem la dispoziție și bilete de călătorie cu autocarul, cu Eurolines. Vrei să închiriezi o mașină? Te ajută Happy Shore, pentru că ai la dispoziție serviciul închiriere auto, acum și pe extern, prin Sixt Rent a Car. Vino la Happy Tour, agenția ta de turism, pentru călătorii sigure, rapide și confortabile. Petroșan, Bulevardul 1 decembrie 1918, numărul 108. Din nou în direct, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua discuției noastre din această seară, așa cum v-am spus, și Gazeta de Dimineață a publicat un articol în 13 noiembrie anul acesta pe tema situației angajaților sau ai foștilor de angajați de la Pantera Guard. Apropo, a început colinda, au început colindele și noi încă n-am terminat cu problemele noastre de zi de zi. Iată, domnule Dorel, aș vrea să vă dau citire câtorva pasaje din acest articol, pentru că eu cred că este semnificativ modul în care șeful, fostul șef al dumneavoastră de acolo, domnul Radu Voinea, v-a tratat și care v-a dat afară practic fără să vă dea nicio motivație pentru acest gest. Nu spune pentru ce nimeni. Bun, atunci spuneți-mi și avem timp să discutăm. Deci, la început, când m-am angajat, într-adevăr, nu aveam cursul, m-am lăsat pe mâna lui, la mâna lui, că a spus că mă rezolvă el cu cursul, să nu mă duc niciunde, că aveam banii. M-a ajutat domnul senator Haralambe Voichiță, la care îi transmit multă sănătate și sărbători fericite atâlui și la întreaga familie. M-a sprijinit financiar să pot obține acest curs. Având banii și dânsul mi-a spus să nu mă duc să dau, că aveam la cine să dau banii să fac, să termin cursul și pe 17 noiembrie susțineam examenul, la care m-am lăsat la mâna lui, na, fiind că am fost și bun prieten, dar de când s-a ajuns director a uitat de prietenie și m-am lăsat la mâna lui, zice, bă, te rezolvi numai. Am văzut că nu mai dat niciun semn și după aia m-am dus totuși la persoana respectivă și am plătit. Și am adus adeverința acum că prestez școala, vă pot și arăta pe aici la mine. Originalul e trimasă la București ca să vadă șefii mari că... Originalul e trimasă la București să se vadă că... Prestez... Elada SRL Deva este o firmă care era abilitată să da. Țină astfel de cursuri de agent da, de bază. Da, da, da. Am plătit și pe 17 ianuarie am examenul pentru atestatul de agent de bază. Și faceți cursurile de... Da, fac, cursul fac în continuare. De recalificare. La care dânsul a venit cu o motivație că a venit ceva ordin de la București, nu știu de unde, nu am văzut rapoartele scrise că nu mi-au dat să văd. Mi-o da mai rău ca pe niște câini afară, că n-am cursul de agent de pază, dar într-o lună jumate nu s-a văzut că nu am cursul, numai pe bază la adeverință. Da, dar această adeverință dovedește faptul că dumneavoastră dovedește sunteți și la... la firma respectivă și da. Urmați cursul de calificare în meseria de agent de securitate, care se efectuează în cadrul unității da. Respective în perioada 4-11-17-1-2014. Cu examen de absolvire, data de 17-1-2014. Da, pe bază la asta, deci era... Unitatea valabil. Respectivă este autorizată de RNFPA sub numărul cutare după absolvirea cursului și promovarea examenului. Dumneavoastră urma să primiți certificat de calificare și atestatul profesional. Da. Și ce a zis domnul deci, Voinea? Precizat, eu n-am văzut în scrisul de unde spunea că de la București a venit, că nu, că toți că... Vă sună telefonul. Da, nu, nu, suntem în direct, nu puteți, sau vorbiți în direct. Haideți să închidem telefonul, că... Da, bun, îl închidem. Nu se poate așa. Bun. Și
Am fost dat afară mai rău ca și un câine, aici în contractul colectiv de muncă scrie că trebuie să te anunțe să ai un preaviz de 15 zile. Contract individual, deci aveți contract individual de muncă. Scrie acolo că la, trebuie să te anunțe. Și aveți durata contractului pe perioadă de determinată. Nedeterminată, da. Urmând să începeți activitatea în data de 22 a 10 la 10 Pantera Guard, salariul de bază brut, cam mic așa după părerea mea, dar bun. 800 de lei, salariul pe economie. Nu. Deci, citesc aici din acest contract individual de muncă pe care l-a semnat dumneavoastră, este drepturile pe care le aveți. Dreptul de salarizare pentru munca depusă, dreptul la repaus zilnic și săptămânal, dreptul la concediu de odihnă anual, dreptul la egalitate de șanse și tratament, dreptul la securitate și sănătate muncă, dreptul la formare profesională în condițiile actelor adiționale. Ați semnat vreun act adițional aici? Nu. Nu. Deci, angajatorul are în principal următoarele drepturi: să dea dispoziții cu caracter obligatoriu, să exercite control asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de servicii, să constate săvârșirea abaterilor disciplinare, să aplice sancțiunile corespunzătoare potrivit legii, să stabilească, să nu știu ce. Deci, nu știu, scrie undeva aici că poate să vă dea afară fără preaviz, fără... Nu, este acolo, în caz de... Ceva, trebuie să te la litera L, litera L, alte clauze, paragraful B spune așa: perioada de preaviz în cazul concedierii este de 20 de zile lucrătoare conform legii 53 sau contractul colectiv de muncă. Deci ați avut această perioadă? Nu am avut niciun preaviz, nimic. Eu dat pur și simplu ca pe niște câini afară. Deci nu sunt numai eu, sunt mai mulți la Petrila. Păi poate că cei mulți care, despre care vorbiți dumneavoastră urmăresc această emisiune și probabil că ne va, vor și contacta. Probabil mai sunt și la Paroșeni și aștept să contacteze. Haideți să vă mai întreb altceva, domnule Dorel. Dumneavoastră, dacă ați fi fost concediat de această firmă, conform prevederilor articolului pe care l-am citit eu acolo cu 20 de zile de preaviz, ați fi avut dreptul la un șomaj? Nu aveam dreptul. De ce? Fiindcă n-am numai 6-7 luni lucrate pe anul ăsta și prevede pe legea 76 cu 419 prevede că în ultime 24 de luni să ai 12 luni lucrate. Deci nu mă încadra. Nu vă încadrați? Nu. Bun, și v-a dat afară ca pe un câine, nu așa spune? E mai rău, dar nici salariile. Deci scrie aici că în, de la data lichidării până în 15-a lunii următoare ți se dă ultimul ban. Deci o lună de zile și eu n-am primit niciun leu. Deci pe toată perioada pe care ați lucrat-o acolo, n-ați primit niciun ban? N-am primit niciun ban. Deci eu dat la colegii mei pe luna, că eu început cu în septembrie pe 27, unii au prins două posturi, alții trei posturi, au primit 6.600.000 pe octombrie și septembrie. După la care pe noi când ne-au dat afară, nemai fiind domenică... Da, 800 de lei brut, asta înseamnă undeva 650, 600 și ceva de lei net în mână. Da, cam așa. Și pe două luni ar fi trebuit să vă dea cel puțin 12 milioane. Nu, pe nu au prins două luni în complet, că 27-28 septembrie, deci... Da. Două, trei posturi, unii au prins două posturi, alții trei posturi, deci cam 600 și-au luat. Și dumneavoastră câte posturi ați făcut? Eu n-am prins în... Eu am prins pe octombrie și pe noiembrie, am luna completă și pe octombrie am din 22, deci am prins 7. O lună și ceva? Da, mi-a venit o hârtie la care pentru octombrie cam din lot 2.333.000 de ron, 233 de ron, dar n-am primit niciun ban, numai hârtia. Cam și v-ați dus la firma respectivă să vă... Am fost la... să solicitați banii? Colegul la voi ne-a spus că să nu sunăm noi pe la București, că o să sun el, că ne vin banii prin poștă, dar când vin? La Sfântul Anton, probabil. Așa. Ce mai puteți spune despre situația în care vă aflați dumneavoastră? Ce să spun? Acum am făcut demersuri, vă arăt, am făcut la... firmă la Pantera Guard, am trimis aici confirmarea de primire pe 6 decembrie, au ajuns la dânsul și mi-au trimis confirmarea înapoi. Am făcut la ITM-ul la București, că aici doamna Ileana Bodea și domnul Popescu Stelian
de la ITML de aici a spus că dânsii n-au nicio putere, fiindcă firma e înregistrată la București și dânsii n-au nicio putere. Stați așa că n-am înțeles. Deci firma fiind înregistrată la București. La ITML la București. La ITML la București. Inspectoratul teritorial de aici, din Baia Jiului, să facă demersurile ca să sesizeze inspectoratul de la București, astfel încât lucrurile să clarifice... Dânsii a spus că n-au nicio putere, nici dânsii, nici DEVA. Am sunat și la DEVA. Am luat numere de telefon, am sunat, spus că dânsii n-au nicio putere, nicio abilitate, fiindcă firma e înregistrată acolo. Foarte interesant răspunsul pe care l-ați primit dumneavoastră. De la firma respectivă ați primit ceva, că aveți recomandat... confirmările astea. Bine, aia e altă poveste. Altceva nimic. Vreun răspuns, nu fi s-a dat nimic, un răspuns. Nimic. De-aia m-am și adresat. Și după sărbătorile astea, acum fiind sărbătorile cu ajunul nașterii Domnului Iisus Hristos, cam să restrâng activitățile, dar hotărât să mă duc la televiziuni, cum e Pro TV-ul la București, chiar că mă duc pe banii mei unde mă duc, dar o să-i cer la Voinea, la Radu Voinea, toți banii, toate dispăgubirile pentru măgările și mărșăviile ce le face el. Dar explicați și mie exact, în afară de faptul că v-a desfăcut contractul de muncă abuziv, ce a mai făcut, concret? Deci, m-a denigrat în fața colegilor, că eu am început să plâng în fața lui, m-am pus în genunchi să mă angajez. Și zic, eu nu am făcut așa ceva, deci dacă eu spun cu mâna pe inimă, noi am fost... odată prieten bun și când m-a văzut acolo, eu nu știam că cine e directorul și el se ținea și mi-a spus, bă, faci actele astea și eu te angajez. Și când am terminat ce mi-a cerut, m-am dus și am și început munca. Deci, pe cine ați mai sezizat dintre autoritățile statului? Deci am trimis la domnul Ponta. Ce a scris domnului Ponta? Deci aici, la domnul, aia nu-i la mine, e la secretarul meu, la Tezloan. Liviu, că este secretarul meu, e la el acasă. Asta e la domnului președinte. Unul la domnul președinte, una la doamna Maria Câmpeanu, ministra muncii. Aici scapurile, cum le-am trimis pe fapt. Așa, și aveți vreun răspuns că... Nu a venit încă niciun răspuns. La 17-a 12-a ați trimis. Da, nici la domnul, nici de la domnul Pont, am sunat la doamna Oana Marinescu, șefa de cabinet și ne-a dat în altă parte să sunăm la altcineva și încă nu ne răspund. Nu știu care a fost situația, probabil cu sărbătorile. Bun, dar vedeți dumneavoastră, noi suntem acum la 24 de ani și o zi de la, sau două zile de la evenimentele din decembrie 1989 și vreau să vă întreb așa. Ați lucrat la mine pe vremea lui Ceaușescu, cred că. Am lucrat, da. Pe vremea aceea erați... sau vă gândeați că o să ajungeți să fiți tratat în asemenea mod după 24 de ani de democrație? Nu. Deci eu cu mâna pe inimă spun că îmi pare foarte rău că s-a destrămat comunismul. Fiindcă dacă locuri de muncă numai cine nu a vrut să muncească atunci, și atunci era totuși pentru ei se găsea că îi băga la pușcărie, îi băga pe la bârcea, îi băga pe... În ultimul timp nu-i mai băga la pușcărie, îi concentra și ducea la canal, la Dunărea Mare Neagră acolo. Le dădea câte un an de zile și lucrau acolo. Care scăpa, care nu murea. Am avut prieteni care au murit pe acolo. Nu mai venit acasă. Și termina o școală, nu ți era frică, să băgai copiii în școală, nu ți era frică. Termină școala, n-ai unde să-l angajezi, că locuri de muncă erau. Nu se găsea... n-avea înțelegere cu secretarul de partid pe întreprindere, mereu la raionul de partid la municipiu și se găsea locuri de muncă, nu era problemă. Sau termina copilul școala, se căsătoreau și n-avea apartamente sau ceva. Și cu mâncarea, nu pot să spun că m-am plâns că a murit cineva de foame pe timpul lui Ceaușescu. Asta e cel mai mare regret al dumneavoastră după 24 de ani de democrație, pentru că văd așa în am făcut ochii dumneavoastră o amărăciune maximă. Am făcut demersuri la domnul prim-ministru, știți că după emisiunea ce am făcut-o cu dumneavoastră atunci, am fost chemat la domnul prim-ministru, că ne primește dânsul acolo, domnul primar și cu domnul vice ne-au sprijinit, ne-au dat
carburantul ca să nu plătim noi. Ne-am dus cu mașina, pe când am ajuns acolo, domnul prim-ministru nu era acolo, ni s-a spus că e plecat pe la Roman, prin Moldova, dacă vrem să așteptăm. Mi-a primit o consilieră de-a dânsului, la care răspunsul a fost cam tren. Început să ne ieși la mișto, că cum se pe pistă acolo lângă dânsa, că fiecare, dacă în grădina lui crește păsări, cerpleași, papagalii, cam înlătură. La... Și asta a fost singurul răspuns pe care l-ați primit de la cabinetul primului premierului? Da, nu, dacă pentru persoane vârstnice, că încă n-au locuri de muncă, dar în campanie au promis 1 milion de locuri de muncă. Eu nu știu unde sunt locurile alea. Nu știu, anul trecut, în 9 decembrie, ce ați votat? Dacă... Deci, mi-e permis să vă întreb așa. Vă spun sincer că am votat pe domnul Haralambe Voichițoiu ca senator și pe doamna Monica ca deputat. Deci am votat. Bun, dar din păcate ei acum sunt în opoziție și nu prea poate să vă ajute acolo la masa unde se împarte ciolanul. Mie n-am umblat noi după ciolanul. Pe bine, dar ați fost la premier, la cabinetul, la guvern, la domnul Ponta și v-au luat domnișoarele alea de acolo sprâncenate o consilieră, spunea că și dânsa aș crește singură copilul dintr-un salariu de mizerie, nu știu dacă la 30-40 de milioane cât avea, nu știu dacă e salariu de mizerie. Bun, să citim. Nea Drag și-a băgat coada, șeful de pe Valea Jiului al Pantera Guard, acuzat de abuzuri. Mai mulți foști angajați ai Pantera Guard îl acuză pe șeful punctului de lucru din Valea Jiului, Radu Voina, de comportament abuziv. Oamenii spun că au fost dați afară în total abuziv, fără să li se spună și motivul. Totuși spun foștii angajați pentru că șeful să-și apere protejații. Agenții de pază au fost dați afară de la mina Paroșeni și spun că totul se trage de la faptul că au fost luați de la Axis, de actuala societate care asigură paza la minele neviabile. De partea cealaltă, Voina afirmă că toate persoanele cărora li s-au încheiat raporturile de servici cu Pantera Guard nu au corespuns cerințelor. E ceva neclar până aici? Aia e o minciună de-a lui, gogonată. Minte cu nerușinare. 7 persoane au fost date afară de la Pantera Guard, toate de la obiectivul mina Paroșeni. Iată, dumneavoastră sunteți al 8-lea de la mina Petrila. Dar mai sunt ei, de la mai Petrila, sunt. Dar le frică. De ce le e frică? Apropo, după 24 de ani de zile, poate că singurul lucru care l-am câștigat, într-adevăr, este dreptul de a ne exprima, dreptul de a vorbi, dreptul de a nu ne mai fi frică. De ce le e frică la colegii? Mai sunt, e Pârciu Gigi de la Livade, care a fost dat afară. Mai este unul, Flavius, de aici, de la Petroșani. Da, oamenilor acum aceștia, de ce le e frică? Nu știu. Sau cum așteaptă... Noi întrebat, măi, fraților, de ce vă e frică? Nu știu, că cu Pârciu nu mai pune să-l sun la telefon, nu răspunde, nu știu care situație. Este una, Iuliana Stroia, deci a fost dat afară. Acum am înțeles că ar fi reprimit înapoi, nu știu care situația. Și vreau să mai spun că după ce noi am fost dat afară, nu am angajat pe nimeni. La care oamenii se poate verifica în posturi cu ITM-ul, cu DEA-ul, poliția de la Petrila, oamenii au fost care au făcut 24 de ore, au făcut 12 cu 12, fără de pausuri, fără nimica. Oameni. Nu știu cum vor fi retribuiți acum. Bun, și acum în ajun de Crăciun, dumneavoastră, ce sperați de la această emisiune? După această emisiune, ce credeți că se va întâmpla? Eu sper să se facă o rază de lumină, măcar să-mi dea banii pentru ce am lucrat. Dacă nu, după sărbători, că articolul 31 din Codul Muncii, aliniatul 4, prevede că orice firmă să-și plătească angajați. Corect. Până aici e corect. După sărbători am să mă adresez, că deja am luat legătura cu ceva avocat, nu-i dau numele, că nu trebuie să știe Voinea că cine e. Deci are relații, poate să nu știu, ce probabil acum, ca director, probabil mare bani, mai nu știu. De unde? Păi banii trimite de la București pentru salarii și el îl folosește în alte scopuri, cumva? Nu știu, cumva, care sau... situația, că are mașina acum de serviciu, el nu mai umblă pe jos, că e frică că îl mai plăznește oamenii pe la cap. De ce să-l plănească? Păi, după cât el a făcut, probabil că
își merită și soarta. Bun, în 24 octombrie mi s-a comunicat telefonic că șeful de obiectiv Constantin Dumitrescu, că am fost concediat de domnul inspector de securitate Radu Voinea. Motivul demiterii a fost că am intrat în perimetrul exploatării minere Paroșeni ca agent de intervenție cu mașina personală pentru a ajuta firma să nu aibă evenimente nedorite. Am intrat cu mașina personală pentru a lumina cablurile de 6.000 de kV. Menționez că la părăsirea perimetrului mașina era controlată de șeful de obiectiv și de șeful de tură pentru a nu exista discuția asupra faptului ca și introduce bunuri de ale întreprinderii, iar mașina era înregistrată în registrul de control autovehicule, susține unul dintre foștii angajați ai partenerului. Da, știu, am fost informat, numai nu am putut lua legătura, că n-am număr de telefon sau ceva. Oricum, după sărbătorile astea de iarnă, după Sfântul Ion, mă voi duce la Tribunalul Deva, Tribunalul Muncii, unde am să dau, acum că nu știu, firma trebuie să dau sau chiar pe el ca director de zonă și am să-i cer toate despăgubirile și toate prejudiciile. Și școala care am plătit-o, că el m-a pus să o plătesc, să fac școala, deci am să-i cer și pentru că m-a trimis să scot cazierul, că nu mă poate angaja fără cazier, deși eu am trimis unul la școală, la dosar și... Am să-i cer toate despăgubirile, până la ultimul leu. Chiar dacă știu că rămâne în pelea goală, nu mă interesează. E un șarpe. Bun. Pentru mine nu mai îl consider un prieten, îl consider un șarpe. Și aș dori ca aceste sărbători să le facă și el cum le fac eu cu copiii mei. Domnul Radu Voinea mai afirmă că despre atestate, reprezentantul Pantera Guard spune că societatea este atestată pentru cursuri de agent de pază și că au fost deja întocmite dosarele de școlarizare pentru cei care nu dețin atestatul de agent de pază. Poate că domnul Radu Voinea a fi fost supărat pe dumneavoastră că n-ați făcut școala în interiorul societății pe care o reprezintă. Nu, aia a fost, deci el m-a... Eu am fost angajat în 22, dar el înainte mi-a spus că să nu mă duc, că mă bag el, dacă am văzut că nu... La mine mi s-a cerut că venea domnul Charlie, care e șeful de cu paza pe menina Petrila și venea, și am văzut că nu, că dacă nu avea nici adeverință, putea să-ți facă dosar penal. Și eu m-am dus și dacă el am văzut că nu mai dă niciun semn de viață, m-am dus și am luat legătura cu colegul cu care am vorbit și mi-am plătit să fac curs. Bun, mai departe, Radu Voinea mai este acuzat și de hărțuire. Mai mulți dintre foștii agenți de pază spun că Voinea a hărțuit-o pe una dintre angajate pe care a încercat de mai multe ori să o sărute, promițându-i o serie de avantaje. Despre această hărțuire ar fi știut și polițiștii de la Vulcan, însă reclamația femeii a fost doar una verbală și această acuzație este infirmată de Radu Voinea. Același Radu Voinea este acuzat că se folosește de numele patronului Dan Marin. Voinea spune că nu face altceva decât ceea ce ordonă șeful. Nu eu vă dau afară din serviciu, generalul nu înghite pensionari. Vă extermină pe toți, spune un fost angajat, parafrazându-l pe Radu Voinea. Avea un vocabular așa mai colorat, mai... Deci eu n-am prea avut atâtea discuții, atâtea la angajare și după aia nu ne-am mai... Decât când am venit eu la firmă să-mi văd de salarii, de ce am. I-am predat echipamentul, am fost spus să predau echipamentul la mine, i-am spus, bă, eu de la el l-am primit, la el mă duc și îl predau, l-am predat cu proces verbal, că spunea că dacă nu îl predau, nu-mi dă salariile, l-am predat cu proces verbal și totuși banii nu mi-au venit. Și acum, în final, vis-a-vis de reclamația pe care dumneavoastră ați făcut-o la ITM, purtătorul de cuvânt al ITM Hunedoara, domnul Sorin Istrate, zice că firma, având sediul social în București, reclamația a fost trimisă la ITM București. Da, dar nu vine niciun rezultat, nimic. Nu știți nimic, absolut nimic nu știți. Bun, ar mai fi ceva de spus, domnule, deci atâta, vreau ca să, dacă vreți, puteți vă pun în legătură de undeva mai în secret, să discutați cu oamenii, să vă arate că, și cu șef, fostul șef de obiectiv, care am înțeles că a dimisionat el de bunăvoie. Prima dată a fost dat odată cu mine afară, după aia... Să știți că eu vorbesc cu oricine și în secret și în nesecret, dar până la urmă toate sunt... secrete așa, noi doi aici în fața camerelor de luat vedere. Eu n-am și alte... să se vadă că oamenii spuși
Așa, la ora actuală mai sunt care fac 12 cu 12, fără repausuri, că așa scrie. Bun, stabilim așa că după Crăciun să mai adunați noastră niște colegi de-ai dumneavoastră, așa stau de numai să am numele de ale lor de telefon, că oricum nu mă las, mă duc și la București, o să mă duc și până la firmă, că doar nu mi-e frică, numai de singurul de Dumnezeu mi-e frică, de oameni nu mi-e frică. Bun, domnule Munteanu Torel Muntean, mie nu-mi rămâne altceva decât să vă susțin în demersul pe care îl faceți, pentru că mi se pare incorrect ca cineva să-și bată joc în acest hal de orice om din România. Regretul este amarnic pentru mine, pentru că după 24 de ani de pseudo-democrație, trebuie să citim pe internet că foarte mulți oameni îl regretă pe Ceaușescu, foarte mulți oameni spun că Ceaușescu a deschis ochii românilor în legătură cu intențiile Fondului Monetar Internațional, în legătură cu intențiile stăpânilor noștri de astăzi, care vor să distrugă și mineritul din Valea Jiului și au distrus foarte mulți dintre ei și economia românească, astfel încât un om care are o calificare, așa cum are domnul Torel Muntean, să trebuiască să fie angajat doar la o firmă de pază și aia să-și bată joc de el, astfel încât în ajun de Crăciun să nu aibă ce să pună pe masă la cei doi copii minori pe care îi mai are în grijă, pentru că ceilalți au plecat în străinătate. Eu vă doresc un Crăciun fericit, și eu vă mulțumesc cu bucurie și sperăm să ne vedem. Și eu vă mulțumesc și dumneavoastră și tuturor spectatorilor și telespectatorilor și le doresc un Crăciun fericit și un anul nou fericit. Doamnelor și domnilor, facem o mică pauză de publicitate și revenim pentru final. O să vă fac o surpriză deosebit de plăcută pentru dumneavoastră. Am pregătit un filmuleț, dar despre toate acestea o să vorbim la final. Pauză. Vrei să mănânci sănătos și gustos? La noi găsești pâine mereu proaspătă și pe gustul tău. De acum, două noi sortimente din ingrediente 100% naturale. Pâine hodinită și pâine din grâu întreg, pentru tine și familia ta. Armicar, o brutărie cu tradiție în toate orașele Văii Jiului. S-a deschis primul salon de remodelare corporală de 5 stele din Valea Jiului la cele mai accesibile prețuri. Electrostimulare, împachetări anticelulită cu ciocolată, ultrasunet corporal și facial, dar și un bronz cu aspect natural la solar. Toate pentru tine și frumusețea ta. Cadouri surpriză la abonamente. Programări se pot face la numerele de telefon 0354 105 558 sau 0763 801 507. Ne găsiți în Petroșani, lângă magazinul Outlet. Salon Siluet îți redefinește silueta. Să se facă lumină. Să se facă. Dar cum? Simplu, prin cel mai nou magazin de electrice din Valea Jiului. Dar unde? La fel de simplu, în zona pieței agroalimentare din Petroșani, lângă farmacia de la piață. Magazinul Eco Electrice vă așteaptă cu produse electrice și de iluminat cu LED-uri. Produse ecologice de eficiență energetică superioară. Noua colecție de aplice se poate achiziționa în limita stocului disponibil. Ecoelectrice. Dă lumină casei tale. Feeric. Captivant. Strălucitor. Îți încântă privirea și pune în valoare cele mai importante obiective arhitecturale din România. Electromax.
We are just making lighting right. Electroutila Liser organizează selecție de personal pentru ocuparea următoarelor posturi. Inginer electromecanic, 3 posturi. Electrician, 5 posturi. Sudor, 5 posturi. Persoanele interesate pot depune CV la sediul societății din Aninoasa, stația Iscroni, începând cu data de 6 ianuarie 2014 până la data de 24 ianuarie 2014. Casa de Amanet Petroșan SRL este deschisă non-stop doar pentru tine. Ai nevoie de bani? Cauți o soluție sigură și rapidă? Vino la noi și ai să găsești cele mai mici comisioane, cel mai rapid și sigur mod de a obține banii necesari pentru nevoile tale. Ne găsești în Petroșani oricând, 7 zile din 7, 24 de ore din 24, în centrul civic, în zona hotelului Onyx. Casa de Amanet Petroșan SRL, soluția ta financiară. Nou, de acum puteți amaneta și autoturisme. Pentru că iarna se anunță a fi una grea, iar confortul tău termic cu siguranță este o prioritate, nu mai sta pe gânduri și apelează la Centroterm. În mai puțin de 48 de ore îți garantăm că vei fi beneficiarul unui sistem de încălzire centralizată, fără ca tu să depui vreun efort. Apelează la un reprezentant Centroterm folosind numărul de telefon 0727 881 655, iar tehnicianul nostru se va deplasa la domiciliul tău pentru a stabili ce sistem de încălzire centralizată te avantajează. Centroterm execută instalare și vânzare centrale termice, instalații de gaz, autorizări șcir și service. Centroterm, mai simplu nu se poate, mai ieftin nu există. În căutarea ofertelor tari pentru 2014, Happyshore are deja oferta de Antalya. Early booking, de acum în agenția ta de turism Happy Tour. Alege pachetele de 7 nopți cu charter și all-inclusiv, începând cu 23 mai 2014. Hotel Blau Himmel de 4 stele, doar 773 de euro. Galaxy Beach de 4 stele, 820 de euro. Grand Viking de 4 stele, 888 de euro. Antic Roman Palace de 4 stele, cu doar 950 de euro. Hotel Sea Life de 5 stele, doar 977 de euro. Sau 7 nopți cu charter și ultra all-inclusiv, începând cu 23 mai 2014. La Hotel La Merart de 5 stele cu doar 1067 de euro și Daima Resort de 5 stele cu doar 1072 de euro. Prețurile sunt pentru două persoane. Pentru detalii despre Early Booking Antalya, vino la Happy Tour, agenția ta de turism, în Petroșan, Bulevardul 1 decembrie 1918, numărul 108. Oferte last minute pe Facebook la happytour.petroșani. Casa Amicii din Nurican te așteaptă zilnic cu cel mai bun și mai accesibil meniu din zona noastră la prețul de numai 10 lei. Cu o largă diversitate de specialități culinare și o muzică potrivită ambientului, te așteptăm cu drag în casa noastră, Casa Amicii. Vrem să fim cea mai bună gazdă pentru tine, organizând mese festive pentru nunți, botezuri, zile onomastice și alte evenimente importante din viața ta. Prospețimea și tradiția se regăsesc în preparatele noastre, așa că îți recomandăm cu căldură păstrăvul încetină de brad. Ne găsești în Nurican pe Alea Teilor, Vila D. Pentru rezervări și informații ne puteți contacta la unul dintre numerele de telefon 0254 511 268 sau 0720 652 494. Casa Amicii, casa noastră este și a ta!
Înființată de mai bine de 60 de ani, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila și-a demonstrat de-a lungul timpului susținerea față de membrii săi, fiindu-le aproape ori de câte ori a fost nevoie. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila te invită să te alături membrilor existenți. Orice membru al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila beneficiază de ajutoare nerambursabile pentru intervenții chirurgicale, proteze dentare și auditive, dar nu în ultimul rând compensează bilete de tratament la băi în cuantumul de 100 de lei. Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Petrila oferă un stimulent de 200 de lei celor care împlinesc 50 de ani de căsnicie. Casa de Ajutor Reciproc Petrila a Pensionarilor, mereu aproape de tine! De acum la Happy Tour ai la dispoziție nenumărate variante de transport. Bilete de avion la prețuri de excepție. Zboară rapid și sigur cu Wizz Air, Blue Air sau cu orice altă companie ce operează în România. Nou la Happy Tour. De acum îți punem la dispoziție și bilete de călătorie cu autocarul, cu Eurolines. Vrei să închiriezi o mașină? Te ajută Happy Shore, pentru că ai la dispoziție serviciul închiriere auto, acum și pe extern, prin Sixt Rent a Car. Vino la Happy Tour, agenția ta de turism, pentru călătorii sigure, rapide și confortabile. Petroșan, Bulevardul 1 Decembrie 1918, numărul 108. Din nou în direct, doamnelor și domnilor, pentru câteva minute. Astăzi seară v-am spus că anul 2013 nu a fost un an tocmai bun. Duminică am avut și un accident în Lanț pe autostrada A1, lucru care mai rar se vede în România. Pentru cei care sunt amatori de senzații tari, am pregătit un filmuleț care arată niște accidente incredibile care se întâmplă pe șosele din lumea asta. Haideți să urmărim împreună filmulețul și revenim pentru final. We'll be right back.
truly believe. Suddenly, behind us, all hell breaks loose. After Rob arrives, this minor story becomes breaking news. Punem punct aici, doamnelor și domnilor, ediției, să zicem, de dinainte de Crăciun a emisiunii Poliu cu Sergiu Show. Eu vă urez tuturor să aveți un Crăciun fericit, sărbători fericite, la mulți ani și să aveți în anul 2014 un pic de mai multă înțelepciune, un pic de mai multă înțelegere față de apropiații dumneavoastră, față de semenii dumneavoastră, și să priviți un pic mai critic tot ce se întâmplă în jurul dumneavoastră, dar mai ales atunci când se impune să luați atitudine față de neregulile care se întâmplă în această pseudo-democrație. Am ascultat pe unii care spuneau că revoluția din 1989 încă mai continuă și încă nu s-a încheiat. Foarte mulți spun că în acești 24 de ani am fost conduși de oameni care încă mai au mentalitățile acelea securisto-comuniste și eu cred că doar cei care formează acest popor sunt în stare să schimbe lucrurile, pentru că, din păcate, în anul 2013 foarte multe dintre promisiunile electorale
ale anului 2012 au fost călcate în picioare, au fost uitate sau au fost tratate, ce rost are să îi ascultăm pe oameni sau cum să, deci a fost campanie electorală, a fost slogan electoral, deci lucrurile atunci când sunt la, când suntem la guvernare se schimbă și trebuie să vedem altfel lucrurile. Nu, doamnelor și domnilor, dumneavoastră cu toții sunteți cei care puteți să schimbați ceva în țara asta care merge din ce în ce mai rău. Haideți să încheiem această emisiune cu un colind pe care să-l ascultăm împreună, pe care îl va cânta prietenul meu Ștefan Hrușcă. O seară bună tuturor! Coborât-o, coborât, coborât-o, coborât, raiule, grădină verde, Maica Sfântă-n tine șede. Dumnezeu cu Petru Sfânt, Dumnezeu cu raiule, grădină verde, Maica Sfântă tine șede. Oare unde pe pământ, oare unde pe pământ, raiule, grădină verde, Maica Sfântă tine șede. Să vadă la fiecare, să vadă la fiecare, raiule, grădină verde, Maica Sfântă tine șede. Tare ce credință Dumnezeu a văzut bine, Dumnezeu a văzut bine, raiule, grădină verde, Maica Sfântă tine șede. Că credință nu-i la nimeni, că credință nu-i la nimeni, grădină verde, Maica Sfântă tine șede. Nu-i la mic și nu-i la mare, nu-i la mic și nu-i la mare, raiule, grădină verde, Maica Sfântă tine șede. Nu-i la-ntreaga adunare, nu-i la-ntreaga adunare, raiule, grădină verde, Maica Sfântă tine șede. Vai săracilor de voi, vai săracilor, săracilor de voi, raiule, grădină verde, Maica Sfântă tine șede. Cum voi trimite-o război, cum voi trimite-o război, raiule, grădină verde, Maica Sfântă tine șede.
să vă aduceți aminte, ca să vă aduceți aminte, raiul e grădină verde, Maica Sfântă tine șede, că și-n cere aveți părinte, că și-n cere aveți părinte, raiul e grădină verde, Maica Sfântă tine șede, raiul e grădină verde, Maica Sfântă tine șede. Show me.